zice har ili. De mici sunt îndoctrinați cât de fascinantă diversitatea culturală și religioasă totodată în Iran. Această persoană a venit să se roage lângă râu, este adept al mandenismului. Lumea folosește aceste pietre pentru a se ruga, ating fruntea cu ele. Zoroastrismul, cei drept, a fost prima religie monoteistă documentată. Religia de dinainte de Islam, religia Imperiului Persan. Erau aduse cadavrele pentru a li se mânca ochii. Adepții venerează focul. Deci toate bisericile și templele sunt păzite de garduri înalte. Într-o casă obișnuită se ascunde, de fapt, o sinagogă. Luptele reprezintă un sport tradițional în Iran, iar zurcane este ritualul de antrenament ce a fost inclus în patrimoniul UNESCO. Spuneți-mi, dragilor, de când ați mai scris sau primit o carte poștală? V-ar plăcea să primiți una de peste mărșițări? Cum eu călătoresc de mai bine de 10 ani cu autostopul prin lumea largă, mi-a venit această idee și puteți primi chiar voi o carte poștală personalizată. Nu trebuie decât să îmi lăsați un mesaj pe rețelele de socializare, mă puteți contacta pe Instagram, pe Facebook, să-mi lăsați datele voastre, adresa, mă puteți susține pe Patreon, pe Revolut, pe PayPal, las în descriere linkurile de la toate aceste site-uri și mulțumesc pe această cale celor care mă susțin până acum, care susțin călătoria lui Smiley Traveler. Mersi și aștept mesajele voastre. Cursă cu taxiul gratis, ieșim din oraș, din Tehran și sunt însoțit din nou de Sisi. Se cam schimbă peisajul, trecem de la munți ușor, ușor spre deșert. Am ajuns în Qum, dragilor, unul din orașele religioase din Iran. Dacă vedeți, trecând pe lângă mine, cele mai multe femei sunt acoperite total, îmbrăcate în negru. Shia au venit aici în perioada califatului Abbasid să caute protecție față de sunii. Am avut parte de prima cursă cu un tip religios. Mi-a mai povestit despre Shia, cum este cei drept unul dintre cele mai importante centre religioase din Iran, unde foarte mulți imam, lideri spirituali trăiesc aici. Deci este un loc important pentru că aici este îngropată sora unuia dintre cei 12 imami, lideri ai musulmanilor Shia. Vorbim de imamul Reza, care este îngropat în Meshad, un alt oraș important pentru ei, care se află la granița acum cu Afganistanul, în nord-estul țării. Nu o să ajung acolo. Sora vrea să-și viziteze fratele, dar în drum a poposit în Qum, unde a fost ucisă. Așadar, este martiră. Nu o să petrecem prea mult timp aici. Tragem niște fotografii, niște filmări și mergem mai departe. Foarte multe moschei pe aici. În stânga, una ascunsă pe acolo, dar moschea pe care o căutăm noi e în direcția asta. The Holy Shrine. Prea puține culori pe aici, mai mult negru. Parcă m-am întors în Arabia Saudită sau prin Irak, în Karbala. Sute de kilograme de aur au fost folosite pentru a construi domul. Sunt peste 100 de școli religioase în Qum. Ayatollahul are studenți aici și o școală și chiar Khomeini, liderul Revoluției din 79, cu 15 ani înainte, a predicat aici. Ulterior a fost arestat și trimis în exil în Irak.
Lumea folosește aceste pietre pentru a se ruga, ating fruntea cu ele, ca să amintească de vremurile când se rugau în deșert, în locuri unde nu aveau covor. Și aceste pietre sunt simbolul purității, al naturii, al contactului cu pământul. De mici sunt îndoctrinați, suntem la o sărbare școlară. Cât de fascinantă diversitatea culturală și religioasă totodată în Iran. Această persoană a venit să se roage lângă râu, este adept al mandenismului, o religie gnostică. Mandenii sau sabianii îl consideră pe Ioan Botezătorul ultimul profet și totodată cel mai important. Ziua lor de rugăciune este joi. Aici după gard ar trebui să fie o biserică protestantă și după alt gard o sinagogă sau o fostă sinagogă, dar aici toate bisericile și templele sunt păzite de garduri înalte. Biserica Sfântul Simon a fost construită în 1938 de Societatea Misionarilor, ce activează în Persia încă din 1869. Sunt 4 biserici anglicane pe întregul teritoriu al Iranului, una aici, Sfântul Paul în Teheran și 2 în Isfahan, Sfântul Luca și Sfântul Paul în cartierul armenesc Noua Giulfa. Într-o casă obișnuită se ascunde de fapt o sinagogă. Nu vom vizita casa imamului Khomeini, așadar continuăm drumul. A început să plouă, dragilor, vreme din asta păcătoasă, dar o baftă pe noi, am prins camionul Abufaz, ne dă portocale și mergem fix până în Iazd. Așa da baftă. Mamnun, mersi. Camion made in China, sisi made in China. Portocal and driver made in Iran. Portocale roșii ca în Sicilia. Wow. Picnic and camion. It's late in the night. We arrived with our slow truck, but finally we are in Yazd with this lovely family, the Curly family, and in this cozy place. We're so grateful to be here with Ilya and Mehtab. Yes. And their friend Mohammed. Yeah, and a new friend is actually Mehtab knows Chinese, and yes. It's a great opportunity also for Sisi to speak her own language. Of course, Chai is typical here in Iran, and also some local sweets from Yazd. One coconut based and one. Almond. And how do you call them? Baklava. Baklava. Loze nargil. Nargil? Nargile? Nargil is coconut. Really? Like nargile, the one you smoke in Arabic? Nargile. Nargile. No. This is not like that. But we have a song in south of Iran. About coconut? It's a very famous song. And Danish. Danish. So you may not find this in Denmark, but just in Iran. Cool, thank you so much. Arată superb, dragilor, chiar dacă e o cină la 12 noaptea, dar uitați ce bunătăți! Supă de linte și un... Arată ca o budincă, o musac. Ca și tort în același timp. This is a chicken cake. Chicken cake? Cake morg. Morg is chicken? Yes. Okay. Bună dimineața din Yazd. Ce gazde minunate avem. Ce oraș interesant vom descoperi astăzi. Este unul dintre cele mai vechi orașe continuu locuite din Iran.
faimos pentru stilul arhitectural și de asemenea pentru religia zoroastristă. Vom vizita acum un turn al tăcerii, Dahme în limba locală, unde pe vremea de dinainte de islam, unde se practica zoroastrismul, religia Imperiului Persan, erau aduse cadavrele pentru a li se mânca ochii, ulterior îngropate. O tradiție asemănătoare cu cea din Tibet, unde vulturii mănâncă întreg cadavru. Așadar, bine ați venit în Iazd, bine ați venit pe tărâmul zoroastrismului, al templelor de foc și al legendelor. Chiar dacă Iazd se află într-una dintre cele mai aride zone din Iran, este înconjurat totuși de munți. Și acolo, ceva mai departe, văd zăpadă în vârf. Nu știu de ce mă gândesc eu la alcool când sunt în vârf de deal, dar am uitat să vă povestesc că pe lângă ceai ați văzut că și vinul sau rachiul lor distafide e foarte întâlnit și nu v-am povestit cum atât șoferul de camion care ne-a dus până aici, cât și gazdele din Teheran, cuplu simpatic, fac vin ca business de contrabandă. Cei doi bicicliști vând sticle de vin și chiar produc, strâng bănuți și călătoresc prin lume. Fain. Adepții zoroastrismului cred în trei elemente sfinte: pământ, apă și, în mod special, foc. Tocmai de aceea nu ard cadavrele, nici nu le dau drumul pe apă, nici nu le îngroapă, ci le lasă să fie devorate de vulturi. Ilia, gazda mea, mi-a povestit că nu lăsau cadavrele să fie devorate complet, ci numai să li se mănânce ochii de către vulturi și ulterior erau îngropate. Chiar și așa, toată tradiția e fascinantă, nu se mai practică, bineînțeles. În schimb, există adepți ai zoroastrismului și astăzi, în mod special, aici, în Iazd. E greu de crezut că într-un stat islamic li se permite să își practice religia. Știu că în Arabia Saudită, de exemplu, sunt interzise orice manifestări religioase în afară de islamul sunit. Dar uite că și evrei există, ați văzut biserici armenești, dar bineînțeles manifestările religioase sunt cu ușa închisă în interiorul templului sau sinagogii, bisericii și așa mai departe. Zoroastrismul a fost religia de stat a Imperiului Persan și a fost înființată de profetul Zoroastru sau Zarathustra. Nu se cunoaște exact data nașterii lui, dar se crede că undeva între 2000 și 1000 înainte de Hristos. Zoroastrismul, cei drept, a fost prima religie monoteistă documentată și a influențat celelalte religii abrahamice, creștinismul, iudaismul, islamul și gândirile filozofice ale lui Platon, Aristotel. Adepții venerează focul, iar acesta este un templu al focului. Wind catchers, turnuri de captare a vântului, sistemele de răcorire de pe vremuri, înainte de aer condiționat, specifice zonelor de deșert. Un alt simbol al orașului, un simbol religios, moschea Jame. Traditional dinner, yeah. And yes, rice and Yazdi keime or qayme. It's a yellow bean, is it? Yes.
fetele reprezintă sport tradițional în Iran, iar zurcane este ritualul de antrenament ce a fost inclus în patrimoniul UNESCO. Sportului tradițional din Iran, zorocane, iar sub stadionul propriu-zis se află una dintre cele mai vechi cisterne de apă din oraș. Acum este un muzeu al apei.